Nu te grăbi, oprește-o cumva dacă vrei să... Nu, că vreau să te cât de aici și l-am prins și o sărit acolo. Nu, mai întreb. Na, deci asta e cu lucru. Na, acum aș da drumul, e ok, băieții la lucru. Ciao. Na, am ajuns. Acum am plecat de la aeroport cu Edu. Da. Cum? Bun, normal. Deci au plecat 2 ore de zbor efectiv. Au plecat cu aproape jumătate de oră întârziere, dar au recuperat. Vremea o ploua, dar acum era senin. Mâine se anunță bună. Ok, hai că nu lungesc și vorbim mai acolo. Am vrut numai să vă zic că tot e ok. Ciao. Ciao și ție. Trebuie să te pregătesc. Că eu sunt obișnuit acum la mine, știi? Dar toată lumea care trece pe la mine se așteaptă să fie o garsonieră. Dar de fapt e o chestie mai mică o garsonieră, știi? Eu le zic la toți că, măi, vezi că e o chestie mică, știi? Dar nimeni nu se așteaptă că e așa mică. Și acum de 2 sau de 3 zile, adică, na, mai de mult mi s-a rupt patul, știi? Mi-am construit eu un pat și aici și folosesc deocamdată salteaua ce am luat-o de pe patul ce s-o rupt, că asta vine peste 2 săptămâni, cred că am comandat-o, știi? Dar nu e problemă, oricum tu erai prevăzut să dormi la mezanin. Ce? Adică e un pat care are etaj, știi? Care l-au încălecat pe-a nostru, știi? Ne descurcăm. Da, deci, na, în patul ăla dormi și Ana, și eu mai dorm de când în când acolo, îmi place. Dar, na, ultima ce am dormit acolo a fost mersa. Da, o să vezi. Acum eu o să fiu liber să ne plimbăm, dar încă 2 zile trebuie să mă duc la 7 dimineața să plec de acasă, să duc pe băieți pe șantier, până terminăm șantierul ce l-avem acum. Las acolo și da, liber. Și mâine la 4 am randevul la bancă. Poi mine la 2 am randevul la asigurări. Deci, na, trebuie să le potrivim așa ca să... Păi nu, vedem, deci cumva să mai introduci așa și mă lași, da, da, ne da. Întâlnim și deci cumva... Să descoper sigur. Da. Deci așa m-am uitat eu un pic. Nu te-am uitat să zic că avea Bogdan o carte faină Parisul ce am cumpărat-o pentru el, de-aia de la Lonely Planet, știi? Era foarte bună. Da, nu, mă descurcăm. Prea mult nu stăra singur, că, da, nu strică nici mie un tip de pauză, bă. Crezi că ești de la Long Courier? Nu-ți-o griji, că m-am învățat și eu cu Lombriera. Am adus la filmele de Oscar.
sense. Well, midnight in Paris. Așa ușor poți să te pentezi dacă o schimbi prima oară. Chiar și cu GPS-ul. Crezi cu multe ieșiri. Da. Vine, ei de unde locuiesc, îi aduce asociatul ăsta meu, mașina lui. Numai eu trebuie să fiu, că eu am codurile de la alarmă și de... Ca să introduci. Da. Plătește abonament, ți-l dă, nici nu te costă nimic când ți-l dă și la sfârșitul lunii vine factura. E rentabil, că e valabil și în parcările din Paris, știi? Deci să nu, da, eu știu, n-ai mărunt sau nu știu ce, ai intrat, tac, la sfârșit îți vine taxa. Da, e clar.